ți-am ordonat să rămâi aici. Cu ce preț ți-ai riscat viața ca să aduci pe umerii tăi un cadavru? Și soldatul, cu foarte mult curaj și cu ochii plini de lacrimi, i-a spus comandantului: domnule comandant, am ieșit în căutarea acestui confrate al nostru căzut la datorie. L-am găsit rănit pe câmpul de luptă, nu era mort, se zbătea între viață și moarte, însă era conștient. În momentul în care m-a văzut, a început să plângă și printre suspine mi-a grăit: iată îngerii, acum îi văd că se coboară din cer ca să-mi ia sufletul. Însă îi mulțumesc ca tot milostivului Dumnezeu că îngerii de pe acest pământ, care sunteți voi, nu m-ați uitat și nu m-ați abandonat. Și cu chipul brăzdat de lumină și ochii plini de lacrimi, s-a săvârșit eroic. Așadar, domnule comandant, nu port pe umerii mei un cadavru, ci port trupul proslăvit al unui martir care s-a săvârșit pentru credință și neam. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori împreună rugători, Hristos a înălțat! Astăzi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la cer pentru a ne deschide nouă porțile Raiului. Astăzi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la cer pentru a deveni și noi copii ai Părintelui Său. Astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat la cer ca să ne înalți și pe noi până la tronul slavei sale. Pe muntele măslinilor, în timp ce Mântuitorul îi binecuvânta pe ucenicii săi, aceștia, cu ochii ațintiți spre cer, l-au privit cum el s-a înălțat într-o slavă până ce s-a topit în albastrul tăriei. Și aceasta învățăm de la ucenicii Mântuitorului, scump frate și scumpă soră, că oricât ne va fi de greu, ori prin câte încercări am putea trece, ori prin câte ispite am putea fi cercați, noi trebuie să învățăm să privim la cer. De la cer vine ajutorul nostru. Și Mântuitorul s-a înălțat de pe pământ la cer, dar duhovnicește a rămas neîncetat împreună cu noi și ni se dăruiește la fiecare dumnezească liturghie concret. El, cel răstignit în viață și înălțat la cer, este pururea cu noi în liturghia bisericii. Ne umplem de el și ne luminăm și ne sfințim întru el și întru mânghierea Duhului Sfânt pe care îl vom primi cu aceeași bucurie cu care l-au primit și ucenicii în foișor, în duminica cea mare a Rusaliilor. Așadar, prea iubiții mei, deși Mântuitorul Iisus Hristos a înălțat de pe pământ la cer, el a rămas duhovnicește cu noi și a rămas concret împreună cu noi. De aceea, la fiecare liturghie, spunem cu toții: Hristos în mijlocul nostru, și răspundem: a fost, este și va fi. El este pururea cu noi, însă el este pretutindeni, pe pământ și în cer, și se pogoară până în adâncurile cele mai de jos, fiindcă el este singurul care poate ridica din genune și chiar din iad pe cei căzuți. Așadar, suntem plini de nădejde și de bucurie, scump frate și scumpă soră, fiindcă dacă Mântuitorul s-a înălțat, și noi ne înălțăm și ne vom înălța
din slavă în slavă. Aceasta este lupta noastră. Aceasta a fost lupta eroilor care și-au vărsat sângele lor pentru vlăstarul libertății și demnității noastre. Aici, frații noștri în al doilea război mondial s-au jertfit eroi. Peste 1000 de soldați sunt înmormântați aici, la Țiganca, însă sunt câteva mii care s-au jertfit aici, din coace de prut, pentru libertatea și demnitatea bisericii, pentru demnitatea și libertatea patriei, pentru demnitatea și libertatea noastră, scump frate și scumpă soră. Iată, eroii au murit în picioare și au păstrat verticalitatea și ne îndeamnă și pe noi să avem aceeași coloană vertebrală și să fim demni și drepți, să nu fim cocârjiți, încovoiați și ipocriți, ci să fim liberi, dârși și demni și curajoși, asemenea lor. Spune poetul că toți suntem cu moarte datori, dar una este leu să mori sau câine lănțuit. Iată, pe eroi numim și pui de lei, așa sună și răsună acum de înălțare imnul eroilor. Mi-aduc aminte că în primul război mondial, unul dintre soldații care erau pe front nu s-a mai întors la tranșee la camarazii săi. Și erau foarte îngrijorați ceilalți pentru viața lui. Nu l-au văzut să moară pe front și nu știau unde este. Cu toții se gândeau că poate este rănit și avea nevoie ca să fie ridicat. Și unul dintre cei mai curajoși camarazi ai săi a mers la comandant și a cerut permisiunea să meargă în căutarea acestui soldat rănit pe câmpul de luptă. Iar comandantul i-a spus: îți ordon să rămâi pe loc. Este prea periculos să mergi acolo. Cu siguranță că nu mai este în viață. Însă soldatul nu și-a ascultat comandantul și a pus viața în primejdie și a mers pe câmpul de luptă pentru a-l găsi pe camaradul lor. Și după vreme, acest soldat, purtând pe spate trupul neînsuflețit al acelui soldat căzut la datorie, s-a întors la tranșee, însă și el era rănit și plin de sânge. Iar comandantul, înfuriat, i-a spus acestui soldat: ți-am ordonat să rămâi aici. Cu ce preț ți-ai riscat viața? Ca să aduci pe umerii tăi un cadavru? Și soldatul, cu foarte mult curaj și cu ochii plini de lacrimi, i-a spus comandantului: domnule comandant, am ieșit în căutarea acestui confrate al nostru căzut la datorie. L-am găsit rănit pe câmpul de luptă, nu era mort, se zbătea între viață și moarte, însă era conștient. În momentul în care m-a văzut, a început să plângă și printre suspine mi-a grăit: iată îngerii, acum îi văd că se coboară din cer ca să-mi ia sufletul. Însă îi mulțumesc ca tot milostivului Dumnezeu că îngerii de pe acest pământ care sunteți voi nu m-ați uitat și nu m-ați abandonat. Și cu chipul brăzdat de lumină și ochii plini de lacrimi s-a săvârșit eroic. Așadar, domnule comandant, nu port pe umerii mei un cadavru, ci port trupul proslăvit al unui martir care s-a săvârșit pentru credință și neam.
Așadar, scump frate și scumpă soră, și aici, la Țiganca, și în toate locurile unde odihnesc eroii noștri, sunt locuri sacre, sunt locuri sfinte, fiindcă aici sunt trupurile proslăvite ale martirilor și eroilor care s-au jertfit pentru libertatea, demnitatea și unitatea noastră. De aceea îi pomenim astăzi cu recunoștință și îi rugăm ca și ei să ne pomenească la jertfelnicul cel mai presus de ceruri, ca să fim dârși, jertfelnici și iubitori asemenea lor. Acum Hristos a înălțat, eroii noștri s-au înălțat într-o slavă, mai trebuie ca și noi să ne înălțăm asemenea lor, rugându-L pe Domnul să ne dăruiască credința, demnitatea și dragostea lor pentru El, pentru patrie, pentru biserică, pentru neam, pentru aproapele aflat în necaz și în strâmtorare. Într-un gând și într-o inimă, să spunem și acum la această prăznuire, Hristos a înălțat! Hristos a înălțat! Hristos a înălțat! El s-a înălțat și ne vom înălța și noi. Amin!